Noi pe stânga avem doi care o să bată tare, Igor Dodon cu Renato Osată. Asta e situația în care pe Renato Osată nu o să-l elimine Igor Dodon, pentru că e clar pentru toată lumea că încearcă să facă acest lucru. Nu-i place să aibă concurență. Pentru dumneavoastră, Renato Osată nu este concurent, ci doar un actor politic, da? Este un actor politic și e clară această, cum să zic eu, luptă, că Igor Dodon nu ar vrea să aibă niciun contracandidat pe segmentul electoral pe care candidează. Și credeți că o să-l doboare până la capăt? Eu cred că inclusiv această știre despre procesele care au fost intentate la Moscova au treabă cu campania de aici. Nu zic, deci nu mă apuc să vorbesc despre unde se face vinovat și unde nu se face vinovat Osatăi, dar faptul că aceste decizii de deschidere a dosarelor sunt făcute acum, e clar un ajutor al Moscovei pentru Igor Dodon.